Un stâlp de telefonie fix a stârnit un conflict între doi vecini de pe strada Cernăuți. Toader Lungu îl acuză pe vecinul său că a mutat stâlpul fără a avea autorizație de la primărie. Am văzut că mută stâlpul de acolo, din stradă, de unde era, cred că de 50-60 de ani, îl mută la mine în colțul gardului. Oamenii care munceau acolo i-am întrebat. Zic, dar cine v-a trimis pe voi? Și m-a trimis directorul la Rom Telecom. Dar directorul nu știe când trimite niște oameni că trebuie să niște acte legale. Mâine, păi mâine și eu vreau să mut stâlpul, să-l bag nu știu unde. Ce ar însemna asta? Că ne batem joc de lege. Cu omul ăsta am de vreo 7-8 ani probleme. Tot timpul s-au clădit clădiri pe terenul meu, mari niște anexe tot pe terenul meu. Alte două le-au clădit după, așa, fără autorizație, fără nimic. Deși avea adresă la primărie să-și dărâme acele două obiective, nu a dărâmat nici acum și a rămas bun pe terenul și pe gardul meu. Eu vreau să știu, în România nu există legi sau în Suceava. Ei, fiecare face ce vrea, mâine, păi mâine o să mă duc și eu că vreau să mă mut cu casa în mijlocul trotuarului. Bun? Nu știu.